Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Libertatea nu poate să ia naștere decât într-o iubire spirituală și se exercită în primul rând prin intermediul acestei iubiri spirituale, spunea Marie Dominique Philippe. De mici ne dorim libertatea. Înțeleasă diferit în funcție de vârstă și împrejurări, această libertate devine un scop existențial spre care tânjim în fiecare zi. După ce luăm act de viața sufletului, constatăm că libertatea spirituală este cea mai importantă. Odată ajunși aici, căutăm pârghiile ce ne-o pot conferi. În felul acesta ajungem la problema iubirii autentice. Întreaga noastră șansă se ascunde în iubirea lui Dumnezeu și devine concretă prin răspunsul nostru de iubire. Nu există nimic mai înălțător decât a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. În această sinteză a imperativelor morale se ascunde secretul întreg al libertății. Desăvârșită în ceruri, după ce vom fi scăpat de acest trup de carne, libertatea noastră în Hristos lucrează încă de aici. Să nu obstrucționăm în niciun fel, dragii mei, ci să-i oferim cadrul cel mai propice. O relație constantă cu Dumnezeu va cultiva o iubire mereu crescândă pentru El. Să luăm în serios aceste adevăruri, oricât de înalte ni s-ar părea.